Hei, salutare prieteni, numele meu este Ionică și bine v-am regăsit la un nou episod din Dăm o carte. Iată că a venit vremea unei alte biografii romanțate pe care am reușit să o lecturez pe de-a întregul nu de mult. Pentru cei care nu știu încă despre ce este vorba, am făcut acum ceva timp un book haul cu toate cărțile din colecție pe care vă invit să-l vizionați. O să aveți mai sus sugestia de video. Astăzi vorbim despre biografia romanțată realizată de Moni Stănilă, intitulată Brâncuș sau cum a învățat țestoasa să zboare. După ce am citit biografia romanțată despre Nicolae Steinhardt, care de altfel mi-a plăcut foarte mult, iarăși vă invit să vedeți episodul dacă nu ați făcut-o deja, trebuie să recunosc că așteptările mele au început să crească în ceea ce privește această colecție, prin urmare și pentru această carte despre Brâncuș. Ei bine, dacă primele pagini nu m-au dat pe spate, perspectiva și stilul fiind diferite față de cele din biografia lui Steinhardt, avansând în lectură, am realizat că și această carte este ce trebuie și are potențialul să fie chiar mai bună, cu toate că, fiind vorba despre personalități diferite, ar fi și păcat să le comparăm. Dar până să trecem la impresiile de lectură, haideți să vedem cine este Moni Stănilă. Moni Stănilă s-a născut în Tomești, județul Timiș, în 1978. A studiat teologie ortodoxă la Timișoara și Sibiu. Din 2010 trăiește la Chișinău și conduce împreună cu Alexandru Vakulovski Cenacul literar Republica al Bibliotecii Municipale. A publicat jurnalul de convertire Iconostas în 2007, volumele de poezie Postoi Parovoz, Confesiunile Dogmatistei în 2009, Sagarmata în 2012, Colonia Fabricii în 2015, O lume din evantaie pe care să nu o împarți cu nimeni în 2017 și romanul al patrulea, așa se intitulează, romanul al patrulea, like how meta this is getting rich. În 2013, la editura Polirom a mai publicat o carte pentru copii, Războiul Solomonarilor, în 2018. O parte dintre poemele sale au fost traduse în germană, engleză, franceză, suedeză, rusă, azeră, catalană, turcă, maghiară și altele. Ce mai știu eu despre Moni Stănilă este că este o mare pasionată de artă, așa că a fost alegerea perfectă pentru a scrie o astfel de biografie despre Constantin Brâncuș. Despre Brâncuș sau cum a învățat țestoasa să zboare, trebuie să vă spun din capul locului că este o biografie foarte bine realizată. Ce mi-a plăcut foarte mult este că Moni Stănilă reușește extrem de bine să te introducă în atmosfera epocii, ca mai apoi să te poarte peste tot pe unde se plimbă extraordinarul Constantin Brâncuș. De la Hobița, locul în care acesta s-a născut, la atelierul său din Paris, apoi în Statele Unite, India sau Egipt. Dar cel mai important, aș spune, este că Moni Stănilă reușește să ne ducă într-un loc în care nu știu dacă a ajuns cineva cu adevărat vreodată, în mintea marelui artist. Toată povestea vieții lui Brâncuș ne este prezentată din perspectiva unei naratoare omnisciente, mereu aproape de artist. Tranziția între cele mai importante episoade din viața artistului este realizată adesea fie printr-un monolog interior al lui Brâncuș, fie printr-o descriere foarte intimă pe care ne-o oferă naratoarea. Ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbesc, haideți să și exemplificăm. Să vedem întâi exemplul pentru monolog. Bun, și am sărit un hotar, unul mare, după ce m-am înnecat cu țuică în pruncie. De mama, sărmana și draga mă prohodea deja, dar a venit doftoroaia de la noi din gospodărie ca să le deschidă ochii și se vede bine treaba că mâna întinsă spre capul meu de undeva, vie și geaba are să-mi spună unul și altul că așa a fost întâmplare, dar știu și eu că întâmplarea e una. Deja la mine două și cine știe dacă n-or mai veni ele tot așa ca întâmplările, minunile celea care trebuie să te ție pe drumul tău atunci când cu adevărat ai unul. Că ea, cum se vede, că viața mea e numai minuni, până și la școala din Craiova a zis hai, numai după ce domnul Grecescu Perieru s-a pus chezaș pentru mine. Și ce era dacă Zanferescu zicea nu? Și școala zicea nu și dacă bunul ține-l doamne Grecescu nu vorbea la biserică la Dud? Cum era să mă duc eu doar cu banii de la spălătoria de vase în inima Bucureștilor? Unde nu-i vorbă, tot am dus eu și multă foame, dar inimă, inimă, pune la inimă costică și haide-o-mi ține drumul și-o vedea cum toate cu greuțul vin, dar și cu ajutor de sus, că altfel nu e chip de răzbit prin vitregie și țară străină. Iar ca descriere avem următorul citat. Ciocârliile cântă doar în mai și în rai,
Când stai în soarele amiezii, tolănit aproape de un lan de grâu, sar ciocârliile ca niște artificii spre cer și numai ce le vezi într-o străfulgerare luminoasă și îți încarcă urechea de geometrii. Dar sunt prea iuți să stai și să le vezi cum trebuie, doar pieptul lor auriu în soare, ca o săgeată, ca un mic foc alungit, atât vezi pata aia luminoasă țâșnind în forța unui vulcan și gingășia unui ghiocel direct în mijlocul cerului. Asta e imaginea vie, nu moartă, mișcarea. Lumea se orânduiește în mișcare și el știe, pentru că vede și simte. Ce mi-a plăcut iarăși foarte mult este că, în ciuda faptului că ne sunt prezentate doar cele mai importante episoade din viața sculptorului, Moni Stănilă trece cumva prin toate perioadele vieții lui Brâncuș și ne-l prezintă și copil, și flăcău, și ucenic, artist în devenire, artist consacrat, model și, în sfârșit, legendă. The myth, the legend. Să realizezi lucrul acesta în mai puțin de 200 de pagini nu e de aici de acolo. Constantin Brâncuș a fost un artist desăvârșit, pe care, din păcate, contemporanii săi români nu au știut să-l prețuiască. Însă, mai presus de toate, ne este portretizat drept om, da? Om cu majuscule, așa cum reiese dintr-un dialog pe care acesta l-are cu tânărul său prieten Raimond Radighe, care s-a stins, din păcate, din viață la doar 20 de ani. Haideți să vedem dialogul dintre cei doi. Sculptorul o ia în față și tânărul urmează în tăcere. Dar după o vreme, Brâncuș îi zice: tu spui că m-ai văzut într-o singură zi mințind trei oameni în mai puțin de o oră, așa-i? Da, întărește tânărul. Și totuși spui că sunt cel mai sincer prieten al tău? Cum poți numi un mincinos om sincer? Radighe, încurcat la început, îi răspunde: vezi, mincinoșii au ceva de câștigat, fie direct, fie indirect, și vor în general să pară mai bun decât sunt. Dar la tine e altfel, nu câștigi nimic, ba uneori îți place să faci pe clovnul. Te distrezi și minciunile tale nu te fac niciodată să arăți mai bine, din contra. Iar pe de altă parte, nu te ascunzi când minți. E un fel al tău de a glumi, de a râde de ceilalți. Și asta, în ciuda părerii tale, te face superior, arogant chiar, dacă îmi dai voie. Ei, îl întrerupe Brâncuș, dacă mai spui vreodată că sunt arogant, îți trag o bătaie de nu te vezi. Promit să nu te mai fac arogant, râde tânărul, dar apoi revine la întrebările lui. Oare e felul tău de a vedea ce cred oamenii? Știi, să zicem că arogant nu ești, dar superior tot rămâi, fiindcă am impresia că fiecăruia îi spui doar ceea ce crezi tu că vrea să audă și îi arăți fiecăruia doar ceea ce vrea să vadă. Și ție tot asta îți spun și îți arăt, îl chestionează sculptorul, oprindu-se în ușa unei taverne ca să-l privească pe tânăr în ochi. Nu, cu mine nu ești un disimulant, nici nu simți nevoia să te ascunzi, cu mine ești sincer. Păi și atunci îl întreabă el cu prefăcută uimire, care-i problema? Radighe stă puțin pe gânduri. Toți mă cred slab și fără caracter. Brâncuș își așează mâna grea pe umărul tânărului. Prietene, pe mine toți mă cred un țăran. Și nu ești? Tu ce crezi? Depinde ce înțelegi prin țăran. Un om venit de la sat? Un om care iubește simplitatea? Un om îmbrăcat în cămașă albă de cânepă? Un om care cântă și dansează? Un om care înțelege că toată creația are o structură ierarhică? Un om care, ca Diogene, pe care tu îl iubești atât de mult, vrea doar ceea ce îi se pare necesar și caută doar armonia? Merdă! Taci din gură că mă nebunești, zice Brâncuș și începe să râdă, dar Radighe nu se lasă. Un om! Asta ești, unul care și-a înțeles rostul. Poți fi și rege și țăran, n-are a face. Tu ești un om, Brâncuș. Frumos, nu? Yeah, great story indeed. Constantin Brâncuș a fost un om, dar nu un om simplu, ci un om sub semnul proniei divine, așa cum am remarcat deja din monologul dat ca exemplu cu pățania din copilărie. Pe lângă cele menționate deja, Brâncuș a mai trăit niște, să le spunem așa, cumpene, așa cum numim nou încercările mai grele din viață, prima dată atunci când reușește într-un final să ajungă în Franța și este salvat de către niște călugărițe care îl îngrijesc și îl ajută să se vindece de pneumonie. Haideți să vedem episodul. Deja își aude dinții clănțănind, iar degetele îi înțepenesc. Își privește o clipă mâinile vineții și simte că privirea îi se tulbură. Trebuie să-și păstreze calmul și să facă repede ceva, nu ajunge doar să grăbească pasul. Privește în uc în jur și scăpând un dău naibii printre dinți, începe să-și scoată hainele ude. Se gândește să le usuce, dar mișcările îi devin haotice. Am încurcat-o, își zice cu ciudă și își smulge pantalonii. Ziarele sunt și ele murate, iar pielea i s-a încrețit ca la bebeluș. Amețeala s-a transformat într-un vuiet care acum îi secere vederea și simțurile. Brâncuș se lasă în genunchi, se ghemuiește masându-și pielea rece și simte cum își pierde firul gândurilor, concentrarea.
Din pricina ziarelor și a febrei, a auzit doar târziu zgomotul unor pași. Pentru context, în căptușeala sacoului avea ziare, ca să fie sacoul mai călduros. Din pricina ziarelor și a febrei, a auzit doar târziu zgomotul unor pași. L-a cuprins o stare între râs, isterie și furie, când a înțeles că de el se apropia un grup de călugărițe. A apucat hainele să se acopere mormăind, dar mormăielile lui ar fi trebuit să fie o mare rugăciune de mulțumire. Călugărițele îl zăresc pe tânărul jumătate ud, jumătate dezbrăcat, aproape mort și îl târăsc în curtea mănăstirii unde, poftim, Doamne, au un spital. Sunt și proteste la început, maicile de acolo se revoltă că noi aici primim bolnavi. Pe muribunzii ducem la capelă, dar doctorul se uită, îi ascultă plămânii și își zice până la urmă, toate sunt voia Domnului și dacă tot e aici, de ce să nu se încerce un tratament pe vagabondul lui Dumnezeu, că uite, e totuși tânăr. Pneumonia e extrem de severă, viața lui atârnă între grija și rugăciunile maicilor, a căror bunătate nici măcar nu are cu ce să o răsplătească, iar când își mai revine, maicile surprinse, na, că nu e vagabond, ia din curtea mănăstirii un lemn și sculptează un crucifix. Nu, nu e vagabond, nici cerșetor, ba uite ce îndemânare de artist, dar nici bani nu are, își spun ele cu ochii pe lemnul sfânt și asta e plata pentru viața lui, iar maicile spun ce frumos și el spune ce noroc și doctorul adaugă, ei bine, e mult mai bine, n-are decât să plece la Paris și să devină celebru. Dar și tânul spune că bine, bine, dar nu ar trebui să mă mai duc pe jos, că ia uite cum era să scap ocazia de a descoperi drumul meu în lume și să-l înfund într-o ploaie rece. Să te lași de fumat, îl avertizează la plecare doctorul, dar Brâncușul privește zâmbind, doar cu un colț de gură, nu trebuie, că de aici iau tren și le strecoară maicilor pe lângă crucifix un gălbior din cei câțiva primis la poște pentru cei doi poli telegrafiați de poiană, iar ele, nu strecura ci frumos pe față, îi dăruiesc o icoană. O altă cumpănă o trăiește atunci când este cât pe acest să se nece. O să vă rog să rezistați cu mine la lectorarea acestui episod, care este un pic mai lung, dar sunt sigur că o să vă placă. Poate chiar o să aveți nevoie să vă uscați părul cu fionul la final, voi că eu oricum nu mai am ce. Hello, darkness. Sau poate, nu știu, barba. Are nevoie de o gură de aer, dar curentul l-a prins cu o funie uriașă și îl trage de desubt. Mâna, ridică mâna, o agită dincolo de pătura de apă, soarele strălucește. Chiar dacă reușește să ajungă câteva secunde la suprafață, apa îl înghite din nou, iar el înghite apă. Un scurt contact cu aerul, dar un nou val ca o brazdă uriașă și grea îl acoperă în viteză. Inima îi bate tot mai repede, vuietul surd al sângelui urcă în tâmple cu aceeași viteză și forță cu care l-a împresurat curentul de apă. Dacă totuși sângele ar fi mai puternic, dacă nu l-ar trăda inima înnebunită de spaimă, dacă ar putea să se gândească o fracțiune de secundă să caute o soluție, să nu mai bate inutil cu brațele furia din jur. Panica o simte, e cea a înnecatului și nu-l ajută. Capul se saltă o clipă peste spuma valurilor și deschide larg gura ca să-și umple plămânii chirciți, dar aerul intră deodată cu un nou val care îi provoacă o durere puternică în ceafă și în piept. Poate ceva l-a lovit, poate ceva în jur, bate din nou cu mâinile și își simte corpul din ce în ce mai neputincios. Apa îi smulge în patru zări membrele, iar el nu mai știe în ce direcție e susul. E sfârșitul și nimic nu-l mai poate ajuta. Ar vrea să se împingă cu toată forța înainte, dar forța a dispărut, plămânii se contract în căutarea oxigenului și apa își face loc înăuntru lui. Inima îi bate din ce în ce mai tare, iar corpul nu-l mai ajută. Lupta cu valurile i-a absorbit vlaga din fiecare celulă. Mișcarea mâinilor și a picioarelor a devenit înceată și dezordonată, ca a membrelor de bebeluș în timpul plânsului. Nu-și mai dă seama dacă ochii sunt închiși sau deschiși, dacă vede ceva sau nu. Oamenii din San Rafael nu vin des la plajă zilele astea. Furtuna din largul Mediteranei a adus pe țărm valuri rebele care opresc pe terase și în restaurante. Pături și umbrele răzlețe pot fi văzute și acum pe nisipul încins, însă mult mai departe, nimeni nu obișnuiește să mate lângă gura de revărsare a râului. Pe de o parte, pentru că apa nu e destul de sărată, pe de alta, pentru că e mai rece. Dar și pentru cei învățați cu marea știu foarte bine că aici curenții sunt mai puternici. Apele dulci și sărate se amestecă în cercuri, iar torentul râului mișcă nisipurile. Și pentru că doar el s-a aventurat să meargă până în locul în care râul se varsă în mare, turiștii răzleți de pe plajă nu îl văd, toți sunt departe și de Brâncuș chiar și viața începe să se îndepărteze. În câteva secunde, imaginea îi se amestecă în cap cu aceeași mișcare haotică pe care o simte în ape. Chipul mamei și grădina din Hobita revin des și durerea din corp începe să se estompeze. Panica nu, dar își pierde consistența, se amestecă la oaltă cu stări multiple, confuze, însă e acolo și îi prinde într-o menghină inima. Înțelege că totul s-a sfârșit, însă când imaginile se amestecă cu mai multă violență în mintea lui, durerea dispare cu totul. Poate nici nu dispare, dar nu o mai conștientizează. Imaginea lui Radighe mort,
cu niciun an în urmă, așezat în sicriul negru din lemn lăpuit și acoperit cu mii de fără albe, se suprapune cu valurile mării din Corsica. Sărmanul Radighi avea doar 20 de ani, dar când mori, asta de fapt nu mai contează că ai 20 sau 48, ci gândul ăsta îl trezește la realitate pentru o fracțiune de secunde. Deschide larg ochii sub valurile agitate și simte usturimea, dar țâșnirea luminoasă a soarelui filtrat de apă îi o aduce în minte pe Poler, cățeaua lui dragă și albă. Poler cu botul cald și umed în palma lui. Blana moare cum doar câinii din rasa Samoedo au, urechile date pe spate când se bucura cu șira spinării încovoiată și cu bătăi puternice și rapide din coadă stufoasă. Uneori, în aceste explozii de bucurie provocate de simplu fapt că îi vorbea, Poler întorcea capul spre stânga sau spre dreapta și așa, adunată și strâmbă, își țintuia privirea în ochii lui. Alteori, țâșnea ca o săgeată doar ca să se răsucească în jurul lui prin curtea atelierului sau pe stradă, ca atunci când a țâșnit sub roțile automobilului. Și gândul ăsta, cățeaua schelălăind, trupul moale în brațele lui, lacrimile ce i s-au scus atunci în barbă ca la moartea oricărui alt prieten, i-a mai dat un gram de luciditate și a revăzut-o pe mama lui când el avea doar 11 ani și pleca de acasă, cum îl privea în drum cu colțul baticului adus la gură, cu fața plânsă de frică. Și a dat iar din mâini, o dată, de două ori, de 10 ori, fără să mai spere nimic sau cel puțin fără să realizeze că mai speră ceva și în mișcarea înceată și haotică a brațelor a simțit o piedică. A mișcat mai cu hotărâre mâinile, da, era ceva acolo, da, un lemn ud și cald, era chiar acolo și s-a prins de el cu greutate și s-a săltat și la început a văzut doar lumina întreruptă de tuse și de lacrimile care curgeau și roaie și apoi a distins pământul de cer și neclar, de parcă era încă sub apă, a bănuit malul și râsetele bajocoritoare ale pescărușilor, i-a umplut urechile și inima și s-a târât pe lemnul lui până a simțit pământul sub picioare, dar nu i-a dat drumul, l-a ținut poate cu panică, poate cu recunoștință, dar l-a strâns și mai tare în brațe. Și când apa i-a coborât sub râu, iar lemnul s-a făcut greu, tot nu i-a dat drumul, l-a cuprins și mai hotărât și a început să strige cu o voce pe care nu și-o mai recunoștea de bucurie, de viață întoarsă ca să-i îngălzească sângele și inima, care, deși îi bătea cu aceeași nebunie în piept, a început să aibă o anumită regularitate și asta însemna că e acolo viață, că oxigenul proaspăt e dus iarăși de sânge în tot corpul, dar nu a dat drumul bușteanului, efect și plin de apă, mâncat de vreme și putred, l-a strâns cu toată recunoștința la piept sau cu toată disperarea, l-a târât pe man și abia acolo l-a privit cum trebuie. Și a văzut forma lui cu capete răsucite în sus, cu câteva cioturi de la crengi încă acolo, cu un bot prelung și subțiat, de unde se rupsese în diagonală o altă parte din lemn și a avut bucuria sau revelația să vadă forma lui de crocodil, conică spre capete și înainte să-și revină cu totul, a strâns alte trunchiuri de lemn, alți butuci și a înălțat acolo un templu și a pus un soclu în mijlocul templului și a așezat pe soclu crocodilul și l-a privit cu recunoștință. Și a fugit la hotel, fără să spună nimic nimănui, dar s-a întors repede cu aparatul de fotografiat în geantă, dar și cu o sticlă de vin, convins că din nou un miracol i-a salvat viața și a făcut poze crocodilului și templului crocodilului și s-a așezat alături și a băut vinul cu o mulțumire de nedescris, căci iată, e viu, e încă viu, e iarăși viu, iar când s-a lăsat seara s-a ridicat cu ochii luminoși și a luat adio de la crocodilul din templu. Iar când a plecat s-a tot uitat înapoi și a mai făcut câțiva pași și iarăși a privit înapoi și s-a răzgândit, s-a întors și a scos cămașa, a scos crocodilul din templu, l-a învelit, l-a săltat pe umăr și a plecat la hotel. Și apoi la Paris, și apoi în Impas Ronzan, unde crocodilul avea să rămână cu el pentru totdeauna și niciun accident nu îl va lua. Dar asta n-a fost tot. A doua zi după ce s-a întors la Paris, chiar a doua zi, cum tot era duminică, după ce a ieșit de la slujbă, unde a dat pomană pentru mama lui, dar și mulțumire lui Dumnezeu pentru crocodil, s-a dus direct la piața de animale și și-a luat, nu unul, ci doi câini, tot samoied, ca Poler, și i-a botezat Puiu și iarăși Poler și i-a dus acasă ca să-i prezinte crocodilului. Ei, v-a plăcut? Fascinante mi s-au părut și episoadele cu Brâncuș Petrecărețu, sufletul petrecerii chiar, cu toți prietenii pe care îi invita adeseori în atelierul său și cu care se veselea bând vin, mâncând celebrele sale găini pe jar și nu în ultimul rând cântând. Poate că sunteți curioși ce prieteni reușise să-și facă Brâncuș la Paris. Ei bine, veți rămâne surprinși sau poate nu, eu sigur am fost surprins, să aflați că Brâncuș era înconjurat de personalități precum Auguste Rodin, căruia i-a fost discipol, Antonin Mercier, cel care i-a fost profesor la Școala Națională, Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Ezra Pound sau James Joyce. În ciuda faptului că are prieteni mulți, cei la care ține foarte mult se sting din viață la vârste foarte fragede, iar acest lucru îl va face să sufere enorm morțile lor, lăsând în sufletul său răni nevindecate până la sfârșitul vieții.
Aflăm o mulțime de detalii din procesul de creație al marelui artist, viziunea sa despre artă și viață și, desigur, lucruri inedite și chiar intime din geneza unor lucrări precum rugăciunea, sărutul, muza adormită, supliciu, cap de copil, cumințenia pământului, domnișoara Pogani, dar și travaliul pe care l-a depus pentru a ne lăsa moștenire poarta sărutului, coloana infinitului și masa tăcerii. Trebuie să amintim că artistul era foarte atașat de lucrările sale și cu unele dintre ele s-a despărțit cu foarte mare greutate. Și ca să nu mă lungesc prea mult, pentru că vreau totuși să simțiți și voi plăcerea lecturii, o să vă mai spun doar că Brâncuș a avut un proces cu Statele Unite ale Americii, care la vamă nu a lăsat trecerea lucrării Pasărea în Văzduh decât după ce a fost plătit impozitul pentru obiecte de uz comercial, lucrarea fiind încadrată la categoria ustensile de bucătărie și instrumente medicale. Ei bine, acest proces este redat în tocmai cu extrase autentice de atunci. Tot episodul este un deliciu. Spoiler alert, procesul este câștigat de Costică. De asemenea, nu pot să nu amintesc și de povestea de dragoste interzisă, așa cum au numit-o cei care s-au ocupat de biografia lui Brâncuș. Este vorba despre relația sa cu tânăra Maria Tănase, care la prima lor întâlnire avea doar 25 de ani, Brâncuș fiind evident trecut de 60 de ani. E foarte frumos episodul, așa că o să vi-l citesc pe îndelete. După câteva săptămâni de la întoarcerea din România, Brâncuș are oaspeți. E o zi de toamnă târzie în care zgomotele orașului se estompează în nori întinși ca o pătură de hârtie deasupra clădirilor. Crengile desfrânzite ale copacilor din Montparnasse stau drepte și negre în aerul umed. Oaspeții sunt veniți din țară cu treburi la Paris. Dimitrie Gusti pregătește o expoziție a meșteșugarilor populari, dar știe că francezii, chiar și românii din Franța, sunt greu de scos din case pe o vreme atât de urâtă. Așa că a venit pregătit pentru orice și a adus-o cu el în speranța că va putea mobiliza publicul pe Maria Tănase, care are doar 25 de ani. Cei doi au venit neanunțați în Impasse Ronzan, dar Brâncuș e în toane bune și îi primește la o cafea. Le prezintă atelierul, le povestește despre Târgu Jiu, le explică tot felul de lucruri, dar în tot acest timp trage cu coada ochiului la cântăreața brunetă. Poartă o bluză vișinie de lână și o fustă din stofă groasă în linie dreaptă. Nu observă nimic extravagant la ea și asta îi place. Chiar dacă are părul aranjat frumos în bucle prinse cu agrafe, la tâmpi nu e nimic strident în toată înfățișarea ei, iar Brâncuș își spune că la așa ochi nici nu are nevoie de artificii. După ce le servește și a doua cafea, se așează și tace, dar fără să-și desprindă privirea piezișului de la Maria Tănase. Și pentru că el tace, Gusti spune că e timpul să plece, însă Brâncuș se ridică odată cu ei în picioare și îl întreabă scurt de ce. Un de ce care poate însemna orice, dar la care Gusti, care nu e prost și care a simțit tăcerea grea și ezitantă a sculptorului, găsește o scuză de bun simț și spune că are de lucru la expoziție. Brâncuș își reține zâmbetul victorios și adaugă pe un ton voit indiferent. Înseamnă că Maria mai poate sta. Și se întoarce întrebător și se nimi spre tânără. Ea spune da, fără să roșească, fără să se întrebe dacă nu cumva tăcerea din ultima oră i-a fost adresată și ei. Spune da fără să se gândească dacă se cuvine să rămână acolo fără domnul Gusti. Spune da și se așează iar pe banca de lemn. Brâncuș e deja la ușă, îmbrăcându-și fulgarinul bej și îi spune plin de amabilitate lui Gusti că îl va conduce. Și chiar dacă ușor contrariat acesta spune că se descurcă, Brâncuș insistă. Și nu iese doar până în curte, străbate strada îngustă și pietruită, cu un reînviat chef de vorbă, cotește pe bulevardul Montparnasse, merge încă vreo câteva sute de metri și vorbește cu spor. Dimitrie Gusti nu înțelege nimic sau nu vrea să înțeleagă, îi spune din când în când că se descurcă de aici și e bine, dar nu, Brâncuș vrea să mai meargă puțin și încă puțin până ajunge să se întrebe singur ce mama naibii face. Și atunci spune bun, atât, de aici te las singur, Gusti mi-a părut bine, chiar bine, a fost o dimineață frumoasă și spor la lucru. Dimitrie Gusti se îndepărtează nedumerit, are senzația că Brâncuș stă și se uită în urma lui de parcă ar vrea să se asigure că pleacă. S-ar uita înapoi și nu s-ar uita. E de prost gust să te întorci și să te uiți înapoi de parcă te-a condus mama la gară, însă la un moment dat nu mai rezistă și totul se întoarce. Brâncuș stă drept în mijlocul drumului, cu ochii scăpărători ca la pisici și cu barba bătută de vântul umed. Ridică cu încredere mâna și o flutură în semn de rămas bun. Când Gusti îl vede fluturând din mână, se rușinează, se întoarce și grăbește pasul. Ce mama naibii fac? Se întreabă Gusti. Ce mama naibii fac? Se întreabă Brâncuș și se proptește de un stâlp de iluminat. Ce l-a apucat acum după atâta timp?
Se simte copleșit și jenat în același timp. Poate s-a înșelat, poate Maria îl privea într-un anumit fel din respect, respect pentru venerabilul sculptor, pentru mama naibii să mă ia, zice Brâncuș și sângele îi pulsează în gât. Își dă seama că trebuie să se întoarcă, dar nu îi vine, rămâne proptit de stâlp și râde ușor. Timpul trece și știe că cu cât lipsește mai mult din atelier, cu atât mai greu îi vine să se urnească și să o ia din loc. Privește cerul mare deasupra lui și își spune, hai, iar în colțul gurii fumul de țigară nu e destul de dens încât să-i ascundă zâmbetul. Pe mama măsii, își mai spune el, și o ia cu pași mărunți domnul spre atelier. A trecut o vreme de când n-a mai avut inițiative de acest fel, iar Maria e atât de tânără, însă cu fiecare pas e tot mai sigur că nu s-a înșelat, că nu a greșit. Și prinde încredere, iar când mai are câteva minute până acasă, are impresia că e și el la fel de tânăr. Se ceartă singur cu voce de omolită în stradă, nu râde ca un prost. Șterge zâmbetul ăsta credin de pe mutră, ești om în toată firea ce naiba și mai face câțiva pași. Dar apoi se oprește iar și stă câteva clipe într-un fel de plătinare stranie, parcă ar da înapoi, parcă ar alerga înainte. Deschide ușa cu un aer relaxat, ușor încruntat, ca un om zăpăcit de gânduri mărețe despre soarta lumii, privește pe Maria Tănase direct în ochi, liniștit, fără niciun fel de intenții care s-ar cere parcă ascunse, parcă vădite. Nimic, își spune ea, poate chiar voia să mai stăm la povești, adăugă și se uită și ea atent în ochii lui. Dar nu vede emoție, vede piatră dură și multă amabilitate. Apoi, Brâncuș începe să-i spună despre gramofonul lui, pune o placă de muzică africană și merge în anexa alăturată, unde improvizase o bucătărie și se întoarce de acolo cu o sticlă de șampanie în mână. Iar acum ochii lui saltă și dansează, bat din palme, fac tumbe, sprâncenele se arcuiesc deasupra ochilor deodată îngustați. Și Maria vede cum ochii lui sunt alții și se gândește că da, așa e. Brâncuș ridică șampania, Maria râde și își lasă capul pe spate, dezvelindu-și dinții sănătoși. Brâncuș se așează lângă ea, desface șampania, bea primul, închide scurt ochii și după câteva momente spune: e bună, să știi, ia vezi. Maria îi ia sticla din mână și, ridicând-o deasupra capului să bea, continuă să-l țintuiască cu privirea. Ai vrea să-ți cânt ceva? Întreabă ea după ce îi înapoiază sticla. La câți le-am cântat eu de-a lungul vieții, ar fi chiar drăguț să-mi cânte cineva și mie, îi răspunde el pe un ton glumeț, dar nu încă, mai încolo, mâine poate. Dacă mă întrebați pe mine, ținând cont de diferența de vârstă dintre cei doi, tind să cred că dragostea lor a fost mai degrabă una platonică. O să dau citire paginilor de final, care trebuie să vă avertizez că sunt, aș zice eu, sfâșietoare. Faptul că Brâncuș a dictat testamentul în aceeași zi, din aprilie 1956, în care la București avea loc prima expoziție retrospectivă dedicată lui, nu a fost o întâmplare, nici silă, ci furie. O furie fără margini, un gest, o greșeală și gata, o separare definitivă. Pe 12 aprilie, Brâncuș le-a răspuns celor care în urmă cu 5 ani de la Catedra Academiei îi înfierau opera, celor care probabil și-ar fi dorit peste ani să șteargă din istoria acea poveste urâtă. Acea adunare a Academiei Române în care tot Camil Petrescu, cel care și cu alt prilej își pierduse slujba apărându-l pe Brâncuș, a stat înaintea tuturor și le-a spus limpede că sculptorul nu poate fi contestat. Și acum, după acești ani, a strigat până aici, i-a răspuns lui Mircea Dea, care îi deschidea expoziția. Nu l-a trecut nici pe el cu vederea, știa că în 1951 era angajat la Ministerul Culturii. Ce să mai spună azi de marele critic George Călinescu? Niciodată nu dăduse mai tare cu băta în baltă decât atunci la ședința Academiei Române. Ce a trebuit lui, care era iubit și respectat? Cine l-a împins să se ridice în picioare ca unul care nu înțelege nimic din altă și să declare cu atât de calm nespreț că opera lui Brâncuș e inutilă? Brâncuș a aflat, știa cine a fost acolo și cine l-a pus la zid. Îi știa pe fiecare în parte și pe mulți i-a indexat la 12 aprilie. Tocmai pentru asta a menționat încă din prima frază a documentului: acesta este testamentul meu care anulează toate dispozițiile anterioare. Și despre dispozițiile anterioare se vorbește, dar nu se știe exact care au fost, nu se poate jura cu mâna la piept. Așa stă acum bărbatul, cu o mână la piept, liniștit, în patul lui micuț de lângă sobă, în miros de mere coapte, înghițind din ochi fotografiile din alte timpuri. Acum, după mulți ani, s-a așezat pacea peste praful de gips din Impasse Ronzan. În ultimii ani, grijile pentru soarta atelierului, a schițelor, a fotografiilor, până la urmă lăsate în urma lui, l-au stors de vlagă. Și pentru că nu a trecut niciun an de la scrierea testamentului până la moarte, e grăitor. Nu a fost împăcat pe deplin decât atunci când a ținut în mână documentele cu ștampile și semnături, cu măsurătorile exacte ale atelierului, cu angajamentul reconstruirii lui. Și acum se poate odihni, se poate duce, fiindcă statul francez i-a primit moștenirea cu bucurie, cu vârf și îndesat. Chiar dacă doar acum, pe ultima sută de metri și doar de la francezul Brâncuș. Dar ce relevanță mai au toate astea?
Cine e el? Cine sunt eu, se întreabă. Da, are acum cetățenia franceză, dar el știe, a înțeles de mult sau cel puțin a intuit, a simțit că omul în adâncul lui este peste politică. Peste România sau Franța, peste orice altă încadrare conjuncturală. Omul e universal ca arta. El, Brâncuș, e universal ca arta. Asta știe și vede și crede. Închide ochii, inspiră profund și își spune: am șlefuit materia ca să găsesc linia continuă, dar când am văzut că n-o găsesc, m-am oprit. Cineva nevăzut mi-a dat peste mână. Jebeleanu și soția lui sunt deja departe de Impans în Ozan, dar el, bătrânul, nu le vorbește lor. De fapt, nu e nimeni văzut acolo, nimeni care să întrebe cine crede că i-a dat peste mână. Ființa, Dumnezeu. Însăși linia continuă luminoasă care străbate și unește toate câte sunt sub timp sau în afara lui, de la om la materia din jur. Ce e de fapt simbolul, își spune. Acea punere împreună a două realități, una palpabilă și alta nevăzută, care în artă i-au dat lui ca apa Siloamului vederea, fiindcă știe azi, așa cum a intuit mereu, că izvoarele sunt doar la începuturi, un drum de întoarcere, dar până unde? Până la linia continuă care străbate totul, de la facerea lumii, spune. Și de dinainte ei, adaugă după o clipă. Acolo, în izvorul din care a curs viața, stau rațiunile, a tot ceea ce poate fi atins cu mâna, dincolo de trupul lor de carne sau lut, mai spune, și tace. Aici a vrut el să ajungă și atunci ce e o țară sau alta, un regim politic sau altul? A vrut să prindă cu mâna firul ăsta nevăzut și acum iată-l, cu un pas mai aproape de ieșirea din timp, din trup, unde linia nu mai trebuie căutată, unde linia este. A lăsat albumul cu fotografii să îi se odihnească pe piept și a închis ochii. Gândurile lui au zburat mai iute decât pasărea maiastră de la Hobița, direct în America, acolo unde au fost expuse atât de mult lucrările lui, țara aceea îndepărtată care l-a primit de atâtea ori și care l-ar fi primit cu totul. Țara cu clădiri uriașe, în care animalele lui sunt răspândite de jumătate de secol. I-ar fi plăcut lui Brâncuș să-și ridice coloana fără sfârșit pe malul lacului Michigan, dar deja știe, simte că nu va mai traversa oceanul, nu ăsta, nu unul de apă. A pornit spre alt ocean, acolo unde ar trebui să fie alții care în sfârșit să gătească și ei pentru el, găini în jar. Ei, cum a fost? Ar mai fi multe de povestit, dar vă las totuși să mai descoperiți și voi amănunte inedite din viața unuia dintre cei mai mari sculptori ai lumii. Cam acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să dați mai departe, o abonare la canal și un like ajută ca de obicei să creștem încet, dar sigur împreună. De asemenea, vă aștept în secțiunea de comentarii unde vă invit să-mi spuneți care sunt artiștii voștri preferați și de ce. Promit să răspund ca de obicei fiecare dintre voi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, până data viitoare, vă doresc multă sănătate și ca de obicei vă îndemn să citiți și să dați mai departe o carte.